Doamnelor, domnilor, avem o imagine stupefiantă apărută în rețelele sociale cu mesajul bizar: este o zi tristă pentru România, ne luăm rămas bun de la Robert Turcescu. Era să zic, Doamne, apără și păzește Dumnezeu să-l odihnească, dar nu e cazul, pentru că, iertați-mi cinismul, mortul e în drum spre noi. Robert, bună seara, la mulți ani, să trăiești mult și bine, tată! Doamne ajută, să fim sănătoși, ca să zicem așa, și la minte, sau și la trup, dar mai ales la minte, pentru că mie mi se pare că lumea în care trăim nu că a luat o razna, s-a tâmpit de tot. Vorba poetului, nu credeam să învăț a muri vreodată, dar se pare că odată cu aceste nenorociri pe rețele de socializare, trebuie să ne așteptăm și la momentul ăsta. Îți dai seama cum e să te trezești la un moment dat că te sună niște cunoștințe, finii, foști colegi de facultate care oftează când îi răspunzi la telefon și zic, bă, trăiești? Și tu zici, dar ce aveți, mă? Și ei spun, păi scrie pe Facebook că ai murit. După care te trezești tu deschizând Facebook-ul față în față cu anunțul cum că și-a lumea a rămas bun de la tine că ai decedat. E și ăsta, trebuie să recunosc, un exercițiu existențial, așa. Bun, stai un pic, e un exercițiu, da. Tu ești deja un campion al fake-urilor în rețelele sociale. Îți poartă cineva, da, sâmbetele? Adică, har Domnului, oricât de multă lume mă înjură pe mine, până acum nu m-a omorât. Caut în momentul de față, chiar caut un avocat dispus să-și asume un astfel de proces prin care să dăm Facebook în judecată, pentru că aceste mizerii ordinare apar pe rețeaua numită Facebook în condițiile în care, atenție, ele sunt sponsorizate, Victor, despre asta e vorba. Dacă te uiți pe mizeria, da, da, asta de anunț mortuar, ca să spunem așa, da, vei constata că scrie acolo sponsorizat. Deci Facebook este părtaș la aceste difuzări de mesaje de tip fake news, pentru că el încasează bani. Apropo de stai un pic, chestie. Facebook încasează bani nu după anunțul de genul ăsta, ci și după alt tip de anunț. O să rog pe colegii mei să le anunțe, pentru că tu ești un campion al promovării investițiilor de o rentabilitate uluitoare. Mă rog, până să mori erai campionul promovării, da, și ești în continuare, din câte am înțeles. Avem imagine. Da. Ce interesant este că publicitatea asta se difuzează și pe site-uri de televiziuni de știri din România. Mă rog, tu ești lider, tu ești number one, mai sunt și alți colegi de-ai noștri de breaslă. Am spus că la un moment dat vindeam și eu ceva acțiuni în RomGaz, dar n-am reușit să-i prind, să fac captura. Sunt folosite numele și sigla RomGaz, RomPetrol, sigla Digi24, da? Sunt niște site-uri, oameni naivi care deschid un astfel de site, chiar cred că e pe bune. Și eu am început să primesc mesaje de la oameni care îmi spun că au primit bani, au pierdut bani și aproape că mă trag la răspundere și eu le zic, fraților, sunteți nebuni, voi nu v-ați prins că vorbim despre fake news-uri în această chestiune? Dom'le, n-am știut că e fake news, eu am văzut că e Digi24, că e Turcescu, că e RomPetrol acolo trecut. Deci eu cred că deja ajungem la... Păi stai un pic, eu știu că la un moment dat tu declanșase o acțiune, mă rog, de semi-solidarizare sau cumva, de raportat în masă. Rugase-i pe toată lumea să raporteze în masă anunțurile fake care te priveau pe tine. Care e rezultatul? Că mie mi se pare că sunt mai multe. Sunt ce în ce mai multe. Și înțeleg că în momentul de față că a început și o campanie din asta în care admite că au luat-o la raza lucrurile, inclusiv Andreea Esca, Dan Negru, da. Da, deci sunt toate a căror imagine, la fel cum se întâmplă și în cazul meu, e folosită în mod abuziv, în care vocile noastre chiar sunt trucate și oamenii sunt îndemnați să investească. Bă, da, CNA-ul ăla, care se tot laudă că acum are și jurii în zona asta online, nu mișcăm absolut nimic. Bă, dar Serviciul Român de Informații, care e pus să păzească totuși... Se ocupă de securitatea cibernetică a Ucrainei. Nu, domnul Rog de la SRI, bă, nu vrea să intervină puțin, că să folosește tica RomGaz
Romgaz, care e compania statului român, mă, care e târâtă într-o mizerie de scrocherie. Pe dreapta, cum deci nimeni nu reacționează în acest moment la nivel național. Înseamnă că încep să mă gândesc că mă poate o suită complicitate națională pe această speță. Mâine, păi, mâine o să aflăm că a murit președintele României, mă, pe aceste fei, mă, rețele de socializare. Să nu te mire. Păi nu mă mir absolut. Bun, da, Robert, una peste alta, era să zic ca în filmele americane, viu sau mort, te așteptăm în emisie. Pe drum spre voi, sper să ajung în carne și oase. Ca păi exact, trebuie să te pipăim, să vedem că ești tu. Știi când zicea Dragnea, el nu mai era el. Să vedem dacă tu ești tu, ăsta e momentul decisiv și punctul culminant al acestei emisiuni.